Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți au intervenit în acest weekend pentru stingerea 25 de incendii, salvarea victimelor a 5 accidente rutiere, transportarea unei persoane supraponderale cu probleme medicale, salvarea unui animal, dar și pentru acordarea asistenței medicale de urgență a unui număr de 34 de persoane care au solicitat ajutorul apelând numărul unic de urgență 112. În acest weekend, pompierii mehedințeni au intervenit pentru stingerea 25 de incendii, 21 dintre acestea manifestate pe raza 16 unități administrativ-teritoriale. Brăznița Ocol 2, Corcova de Vesel Eșelnița 2, Grozești Ilovăț Ilovița Izvorul Bârzii 2, Malovăț Orșova Prunișor Șimian și Șești 2, Șovarna Vânjul Mare 2 și Voloiac. Flăcările au cuprins peste 90 de hectare de vegetație uscată și circa 4 hectare de litieră ca urmare a nerespectării de către cetățeni a măsurilor de apărare împotriva incendiilor. În acest weekend, pompierii mehedințeni au intervenit pentru stingerea 25 de incendii, 21 dintre acestea manifestate pe raza 16 unități administrativ-teritoriale, care au cuprins peste 90 de hectare de vegetație uscată, ca urmare a nerespectării de către cetățeni a măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Cauza probabilă predominantă a izbucnirii acestor incendii a fost determinată de folosirea focului deschis. Pentru a preveni izbucnirea unor incendii ca urmare a folosirii focului pentru igienizare, reamintim cetățenilor că arderea se execută în condiții meteorologice fără vânt, numai pe timp de zi și sub supraveghere permanentă. Totodată, aceștia trebuie să dispună de mijloace și materiale pentru stingerea eventualelor incendii și să nu părăsească locul arderii până la stingerea completă a focarelor. Totodată facem precizarea că arderea resturilor vegetale, a deșeurilor și altor materiale combustibile, fără obținerea permisului de lucru cu foc deschis emis de primărie, cu avizul gărzii de mediu și fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinități, se sancționează cu amendă de la 1.000 la 25.000 de lei.